Salut! Sunt Nicolai și astăzi aștept în bucătărie să gătim rețete cu produse wow! Ți-a făcut poftă? Hai să începem! Bună ziua, dragilor! Vreau să gătesc astăzi niște legume crocante cu un sos de roșii picant, dulceac, dragilor, toate astea puse una peste alta și am nevoie de un produs wow! Cașcaval cu ardei roșii, dragilor! Legume crocante, sos de roșii și cașcaval picant, dragilor, care leagă așa un pic și care dă aromă fantastică. Pentru această rețetă avem nevoie de o conservă de roșii curățate. Într-o tigaie punem un pic de ulei de măsline, punem un cățel de usturoi sfărâmat, un pic lăsăm să se urmenească și punem peste conserva de roșii. Punem o foaie de dafin, adăugăm un pic de zahăr să iei din aciditate și sare, piper. Lăsăm la focul ce să mocnească, dragilor. Când e aproape gata, acest sos îl trec printr-o sită, ca vreau să se spargă pulpa și să fac un sos foarte fin. Ca să-mi fac mie legumele crocante, am nevoie de ou bătut, am nevoie de făină. Legume folosesc vânătă și brocoli, dragilor. Le tai cam de un centimetru și pun pe ele sare, piper. Sare pentru că scoate apa din legume și în momentul când le dau prin făină, se lipește mai bine făina și atunci ele o să fie mult mai crocante. Am nevoie de pâinică, pentru că vreau ca această rețetă să fie deja cu pâine. O prăjesc prin ulei și rămâne crocantă, dragilor. Și când e gata, dau cu un pic de cățel de usturoi, numai un pic pe deasupra. Îmi pun pâinica, îmi pun broccoli, îmi pun vânăta. Pun cașcavalul, tea subțire. Le bag la cuptor cât să se topească cașcavalul și să curgă un pic peste legume ca să fie mult mai gustos. Wow! Yes! În momentul când e gata făcut, pun în farfurie sosul pe lângă frumos, mai pun și un pic de ulei de măsline, de piper. Și e gata de degustat, dragilor. Vai, dar ce farfurie frumoasă, colorată, gustoasă, crocantă, cașcaval care s-a topit un pic picant. Fantastic, dragilor. Abia aștept să gust din ea, da? Poftă bună! Salut! Sunt Nicolai și astăzi aștept în bucătărie să gătim rețete cu produse wow! Ți-a făcut poftă? Hai să începem!